Odată la 4 ani ne cer votul, odată la patru ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Simon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Continuăm aici la Transilvania TV discuțiile noastre cu oamenii care candidează pentru alegerile locale din 27 septembrie anul curent. Alături de mine este o altă doamnă. Este vorba despre Andreea Ciortia, candidat din partea Alianței USR Plus pentru Consiliul Local Zalău. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Sunteți oarecum o față iarăși nouă pe scena politică sălăjeană, chiar dacă oamenii vă cunosc, zic eu, destul de bine, sunteți avocat de profesie de, cred că, peste, ze peste 10 ani. Da, sunt avocat de 15 ani. De la absolvirea facultății, practic, această profesie, nobilă zic eu? Într-adevăr, este. E și eu consider la fel. Știu că ați fost un om implicat în activitățile RO-100 de-a lungul timpului. Chiar dacă, cel puțin de, câț, de când ați decis să candidați și să intrați în viața politică mai activă, ați ales să nu vă lăudați neapărat și să, să ieșiți în față cu, cu realizările și cu activitățile pe care le-ați avut acolo. Așa este. Eu am început prin a mă implica civic. Consider că este până la urmă datoria noastră a tuturor să ne implicăm în comunitate. Am făcut și fac parte din ro 100 Zalău, însă pentru că uh, politica noastră este aceea de a separa clar și a de a trasa o linie clară de separare între ce înseamnă 100 și ce înseamnă plus, Uh, în acțiunile mai recente a RO100 mă implic din umbră pentru că nu doresc să fie oarecum cu ghilimele de rigoare pătate acțiunile RO100 de ce înseamnă politică. Deși din punctul meu de vedere n-ar trebui să fie lucrurile privite așa pentru că politica e absolut necesară uh, și trebuie să o facem pentru, pentru a putea avea o administrație competentă, locală, centrală și un stat care să funcționeze? Ați decis să nu ieșiți în față cu aceste acțiuni, dar iată, cel puțin am văzut în mediul virtual nu, nu, nu de mult alte partide care au decis să își asume activitățile. Poate că nu este, nu este un subiect despre care aș fi vrut neapărat să, să, discutăm în această întâlnire a noastră, însă nu pot să, să trec așa pur și simplu peste acest subiect și aș vrea să, aș vrea să vă întreb cum s-a ajuns aici. Sincer, nu știu cum s-a ajuns aici, și pot să spun că sunt revoltată că s-a întâmplat așa, și vă spun de ce. Noi, cei de la RO-100, suntem fapte, suntem voluntari, suntem pe banii și pe timpul nostru. Cei de la PSD sunt doar mimează că sunt fapte, însă tot pe banii și pe timpul nostru. Ce mă deranjează e că noi niciodată, deși am avut nenumărate proiecte în comunitate, Uh, nu am încercat să contabilizăm politic activitățile pe care le-am avut în RO100, ba din contră, am încercat în mod clar să nu îmbinăm cele două domenii, civicul și politicul. Pe de altă parte, însă, postarea de uh, azi, videoul uh, făcut de cei de la PSD. Aș vrea să le morim puțin și pe cei care ne urmăresc. Nu știu dacă toată lumea a reușit să, să vadă să le spunem și lor despre ce este vorba. Este vorba de uh, un filmuleț unde aceștia au uh, împrumutat, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât, sloganul nostru: Împreună uh, suntem fapte slogan al RO100 de mai bine de 2 ani, creat de colega noastră Alina Zară Prunean. Uh, și mai mult de atât uh, a apărut un filmuleț care este înregistrat la Casa Memorială a lui Iuliu Maniu. Asta în condițiile în care nu este un secret că PSD n-a fost niciodată susținător or promotor sau susținător al proiectului de reabilitare a casei memoriale a lui Iuliu Maniu și atunci să faci acolo un video și să mai și împrumuți sloganul Rău 100 Zalău în condițiile în care ai un buget de campanie care cred că îți permite să ți angajezi oameni capabili care să-ți facă, să-ți creeze propriul slogan fără să fii nevoit să folosești sloganele altora și să-ți să încerci prin asta probabil să-ți asumi ceea ce nu ai făcut, cred că este jos, foarte jos chiar și pentru, pentru PSD. Am spus-o spus, -o, am spus -o de, de, la începutul campaniei. Uh, Nu-mi doresc neapărat uh, ca invitații să vină și să se, să se acuze între ei. Uh, m mie mi se pare că ar trebui să fie oarecum și ilegal să, să, ne atacăm uh, între noi. Nu este, la fel cum nu este nici, uh, nu este, cred că nu este reglementat recle nici acest împrumut de care, de care zicea ce dumneavoastră. Până la urmă, singurii care pot să judece sunt cei care urmăresc aceste lucruri. Cei care au urmărit activitatea R100 vor ști de unde s-au inspirat cei de la PSD, dacă s-au inspirat, dacă nu s-au inspirat, dacă se bazează pe activitățile altora și își asumă foloasele pentru ceea ce promovează în campania, în campania dânșilor. Până până, până la urmă nu vorbim despre oameni necunoscători, vorbim despre un public avizat, sper eu. Însă, personal, o să-mi permit să-mi spun, să spun părerea, nu cred că este un lucru neapărat rău să, să scoți în evidență activitățile unor oameni, pentru că până la urmă vă ajută cei care, cei care vă cunosc <laughs> cu adevărat. Știu că rău a avut foarte multe activități de-a lungul, da. de lungul timpului. Însă mie ce mi se pare cel mai trist, felul în care au ales să se raporteze la Casa Maniu și la ceea ce înseamnă memoria Iuliu Maniu în Așa este, aveți perfectă dreptate. Eu chiar consider că, având în vedere nivelul la care au ajuns cu discursul lor politic, cei de la PSD încearcă să facă azi ce au făcut predecesorii lor cu Iuliu Maniu și anume să... Să anuleze elita intelectuală, și cred că dacă nu vom fi atenți în continuare cu acest tip de discurs, riscăm să ajungem în, în derizoriu. Avem ocazia, până la urmă, cu toții să luăm o decizie pe 27 septembrie și să spunem clar ceea ce, ceea ce ne dorim, și până la urmă nu mai trebuie să tragem pe nimeni. De mâine că nu mai trebuie să facem acuze, avem o armă cu care putem să penalizăm clasa politică în cazul în care nu ne reprezintă. Dacă ne reprezintă, până la urmă, iarăși e de datoria noastră să-i susținem în continuare. Absolut. Sunt multe lucruri care nu sunt neapărat ilegale, ci sunt imorale. Eu Ați acolo, așa, eu acolo aș cataloga dinul da. da. acesta de acțiuni, fără să facem niciun fel de acuze. Așa și ai. dacă tot vorbim de ilegalitate și legalitate, sunteți avocat de profesie, aș vrea să profit da. de acest lucru. Și să povestim puțin despre ceea ce înseamnă transparența în administrația locală. Și nu numai, până la urmă. Cred că putem, putem să povestim da. puțin despre acest subiect și la nivel național. Cum stau lucrurile? Lumea nu mai are încredere în administrație. Dacă Așa veți ajunge este. acolo, va fi o responsabilitate foarte mare să-i faceți pe oameni să creadă în dumneavoastră. Așa este. Aveți perfectă dreptate. Lumea și-a pierdut încrederea atât în administrația centrală, și asta cred că în mare parte s-a datorat odată modificărilor legilor justiției în perioada 2017 2019 pe urmă a valului de decizii de neconstituționalitate adoptate de către Curtea Constituțională, pe urmă a inflației uriașe de ordonanțe de urgență adoptate de Guvern, care nu e putere legiuitoare și practic și-a uh, asumat cumva uh, rolul Parlamentului, da? fără să fie sancționată aici tot de către Curtea Constituțională. Uh, pe de altă parte, lipsa de transparență a autorităților locale în procesul decizional e iar o, o mare problemă care, în timp, a condus la slăbirea încrederii cetățenilor în administrație, în tot ce înseamnă administrație. Eu cred că e foarte important ca uh, administrația locală, administrația publică, în general, să fie transparentă. Și spun asta pentru că, în momentul în care ești transparent și cetățeanul poate să vadă deciziile pe care le-ai luat, cum le-ai luat, cui i-a fost atribuită lucrarea X sau lucrarea Y și pe ce criterii, care e proiectul de buget și cum e execuția bugetară. Eu, personal, apropo de această chestiune, am încercat să caut execuția bugetară pe primul trimestru. N-am avut succes. Probabil nu sunt foarte pricepute la internet sau poate nu. Bun. În momentul în care. Reușești să transparentizezi partea asta și să o pui la dispoziția cetățeanului. Cetățeanul capătă încredere în autorități și se va crea, se va. Uh, de fapt nu se va crea, se va consolida relația pe care autoritățile ar trebui să o aibă cu, cu cetățenii. De asta spun că e foarte importantă uh, această componentă. Pentru că așa vom avea și cetățeni. Ne, ne dorim cetățeni activi. Până la urmă, ne dorim o administrație locală responsabilă, o administrație locală capabilă să-și gestioneze resursele, uh, fie că sunt resurse naturale, că sunt resurse umane sau culturale. Și avem nevoie de cetățeni activi și implicați. Ei, ca să-i facem activi și implicați, în primul rând, trebuie să fim transparenți. Dacă reușim să facem lucrul ăsta, și eu cred că putem face asta destul de ușor, uh, ce înseamnă acest studiu? De, de în momentul de față, pe site-ul primăriei, dacă dorești să verifici documentele, HCL-urile care au fost adoptate, trebuie să mergi în mai multe secțiuni. Se poate crea o, o secțiune care să fie prietenoasă cu utilizatorul cu și să-ți fie ușor să găsești documentele, să fie organizate mult mai simplu. Aici, cred că cel mai ușor... Ar, 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 răspunde la această întrebare candidatul nostru la primărie pentru că este domeniul lui. Însă e foarte ușor de realizat. Știu, știu că este în derulare un astfel de program de către primăria Zalău, nu o să mă prefac că nu îl cunosc, însă din ce am observat până acum, am observat doar că s-a schimbat o interfață. Uh, gurile rele mai spun că costurile acestui proiect au fost uriașe, eu nu pot să mă pronunț, nu am văzut Uh, nici contractul. Apropo de transparență, nu știu nici termenul de finalizare, nu știu dacă lucrările sunt încă în curs de realizare sau au fost finalizate, însă, în modul în care era organizată secțiunea transparență, uh, pe tot ce înseamnă administrație locală, în urmă cu câteva luni de zile, nu era uh, ceea ce trebuie să fie. Și să vii să faci în campanie, ceea ce ar fi trebuit să faci pe parcursul mandatului în cei patru ani de zile, nu cred că e prea bine. Într-adevăr, vreau să, să mai specific un lucru. Sunteți avocat de profesie, însă, din ceea ce știu eu, sunteți și mamă de profesie, tot cu, așa tot este, cu normă da, întreagă. Da, așa este. Și pentru că știu că sunteți mamă de, aș spune eu, aproape adolescent sau chiar adolescent, aș vrea să vă întreb și vă rog să-mi răspundeți în calitate de mamă, ce face copilul în timpul liber în municipiul Zalău și cum, cum gestionează mama lucrurile astea cu mama vreau vreau acolo, vreau acolo, vreau acolo. Destul de greu, eu sunt un părinte norocos. Și spun asta pentru că băiețelul meu este pasionat de tenis de câmp și își petrece majoritatea timpului liber jucând tenis. Și atunci nu, nu trebuie să. să Găsesc alte alternative pentru el de a-și petrece timpul liber. Dar Trebuie însă asta? să vă spun că dacă nu ar face aceasta, alternativele în Zalău pentru tineri sunt mai mult decât limitate. Încă o chestiune, administrația locală nu investește deloc în tinerii care vor să facă sport. Probabil că uh, sunteți în temă. Uh, luna trecută era o postare foarte virală pe Facebook a unui jucător de tenis ca urmare a deciziei primăriei de a-i taxa pe copii cu 20 de lei pe oră e adevărat, chirie pentru uh, teren atunci când ei merg la antrenamente în urmă cu un an era singura facilitate de care copiii beneficiau, nu trebuiau să plătească aceste chirii, ei de azi uh, trebuie să plătească și chirii, deci nu e de ajuns că oricum nu am nicio facilitate, dar în singura bază a primăriei copilașii sau tinerii nu pot să meargă să facă sport de performanță sau de plăcere în mod gratuit, cum ar fi normal și firesc, având în vedere. Cel puțin că obezitatea e una dintre cele mai mari probleme exact, cu care aici, acum eu, vreau ne confruntăm, da, și atunci trebuie să susținem activitățile sportive realizate de tineri. Nu, 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 le susținem, găsim modalități prin care să le împiedicăm chiar. Și e, e trist, e și trist putem, că se întâmplă. Ce putem da? să facem concret, e concret în acel sens? Să zicem că ajungeți în consiliul local, cu uh, un primar tot uh, din partea alianței uh, și așa mai departe. Aveți majoritate, puteți să luați decizii. Eu cred că printr-o hotărâre de Consiliul Local, această problemă poate să fie foarte ușor reglementată și sunt convinsă că fonduri pentru așa ceva vor fi. Adică să nu vă imaginați că din 20 de lei uh, pe oră, uh, primăria se îmbogățește cu ghilimele. Că nu, nu se îmbogățește, sunt... Uh, Șapte terenuri la bază, 2 în balon și 5 afară. Chiar dacă calculăm pe astea 7 20 de lei pe oră, o să vedeți că suma e, e modică, suma care se în schimb beneficiu pe care l-am câștigat dacă acești copii ar putea să meargă și să se antreneze în mod gratuit este mai mare decât suma de bani pe care primăria ar încasa și sunt convinsă că ar putea fi identificate alte surse de a atrage aceste sume de bani la bugetul local decât din această taxă impusă. Alte surse? Înseamnă poate lua din altă parte? sau ne Și lua și la din fonduri altă europene. parte și atrage, nu știu dacă sunt fonduri europene pentru astfel de activități, cred că sunt fonduri europene pentru crearea unor astfel de baze sportive pentru administrarea lor mai puțin, Însă, există uh, situații în care poți să reduci anumite categorii de cheltuieli care nu sunt uh, neapărat necesare, ci voluptorii, și prin reducerea acelor cheltuieli să-ți acoperi uh, gaura, cu ghilimele, pe care ai lăsat-o în momentul în care le-ai permite copiilor să, să meargă în mod gratuit, să uh, se antreneze la tenis. De asta. Eu cred că în administrație e nevoie de oameni competenți, nu neapărat din politică, ci și din afara politicii, dar oameni care să gestioneze cu folos banul public. Dacă tot vorbim despre astfel de oameni, aș vrea să ne spuneți punctual ce considerați care ar fi marele plusuri, marele, marele bonusuri pe care le puteți aduce din viața dumneavoastră profesională de până acum, ați spus că sunteți avocat deja de da. 15 ani, în administrația locală. Uh, și și de, ce, de ce ar avea oamenii încredere în, în uh, avocatul Andreea la, în Consiliul Local? Prin uh, prisma profesiei pe care o practic de 15 ani cu atâta drag, uh, cred că am dobândit o oarecare experiență, nu doar în domeniul juridic, ci în general. Uh, experiență care îmi va permite să-mi aduc aportul în bunul mers al administrației locale. Uh, Mie mi este foarte ușor în momentul în care, spre exemplu, se adoptă un HCL să-mi dau seama dacă dispozițiile acelui HCL pot sau nu pot să contravină unei norme legale. Pentru că asta e profesia care o practic și pot să spun că am ochiul format. Deci cel puțin pe acest, pe acest domeniu cred că aș aduce, aș aduce un plus. Sigur, acum nu doar din punct de vedere juridic aș putea să ajut, însă, în principal din punct de vedere juridic, cred că cel puțin pe partea de legalitate aș putea fi un bun supervizor a ceea ce se întâmplă acolo. Și cu certitudine, tot ce mi s-ar părea că e la limita legii sau ilegal, în mod cert va fi semnalat. Adică, nu. Nu aș lăsa să treacă, indiferent cine ar fi promotorul proiectului respectiv, ceva ce, din punctul meu de vedere, încalcă legea. Foarte pe scurt, aș vrea să știu cum arată zalăul în care fiul dumneavoastră v-ați dori să, dorea, să aleagă să rămână. Mm, Mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea, în primul rând, un zalău cu o administrație locală în slujba cetățeanului. Mi-ar plăcea un zalău unde să avem acces la servicii de calitate: servicii în sănătate, în educație, în cultură, să avem cum să ne petrecem timpul liber, să avem un oraș curat, un oraș sigur. Cred că dacă am reușit să facem aceste lucruri pas cu pas, în mod evident. Am reușit să recâștigăm încrederea cetățenilor în administrația publică. Ar ajunge un mandat pentru realizarea acestor lucruri sau uh, ar putea să fie doar un început al schimbării. Pentru în că mod lucrurile cert, nu se schimbă peste noapte. Nu, lucrurile nu se schimbă peste noapte, însă sunt convinsă că cel puțin în primele luni de mandat, în ipoteza în care USR+ Plus va avea majoritatea la primărie, lucrurile și schimbarea se va vedea. Spun asta pentru că suntem o echipă de oameni competenți, de oameni onești, de oameni curajoși, care au ales să se implice, au ieșit din zona aceea confortabilă, dar în realitate profund păguboasă, are semnări în care stăteam deoparte și doar comentam că oh, nu e bine și nu așa ar trebui să meargă lucrurile. Și am decis să ne implicăm să facem să meargă lucrurile așa cum ar trebui să meargă. Uh, și cred că destul de repede. Se va vedea, se va vedea o, o schimbare, începând cu administrația locală, începând cu angajații din administrația locală. Ați spomenit despre acea zonă de confort în care, cred, majoritatea că ne, ne, că află. ne, ne, ne aflăm sau ne-am aflat, sau poate Așa mulți e. vor afla în continuare. Eu cred că este vorba doar despre asumare și consider că cei care au decis să iasă în față, indiferent din partea cărui partid, înseamnă că și-au asumat, au avut puțin curaj. Aș Așa vrea, să vă e. știu, aș vrea să știu dacă a fost grea decizia aceasta de a ieși în față. Și a... ce va motiva cel mai tare? Foarte pe scurt, pentru că ne apropiem de finalul discuției și vreau să le transmitem și un gând celor care ne urmăresc. Nu a fost o decizie ușoară, însă um mi-am dat seama că doar dacă ne implicăm putem să schimbăm și să conducem uh, Zalăul și țara aceasta în care trăim și care mi-e atât de dragă România în direcția pe care ne-o dorim. Cred că uh, este nevoie să conștientizăm acest lucru cu toții și cred că ține de fiecare dintre noi. De asta vă îndemn pe toți ca duminică să ieșiți la vot, să votați așa cum considerați să vă Exprimați votul și vreau să vă reamintesc că dreptul la vot are și o obligație corelativă, adică sunt niște lucruri care sunt legate. Este și un drept, dar este în egală măsură o obligație, o obligație pe care o am ca și cetățean, aceea de a merge la vot și de a alege uh, autoritățile locale sau, mă rog, în funcție de ce tur. Uh, de, elegeri, da, discutăm, de alegere discutăm într-adevăr exact. și dincolo de obligativitate este vorba despre curajul de a, de a ne asuma lucrurile Așa e. Sunt oameni care iată au curajul să se expună public atât pe ei cât și familiile lor să-și pună numele pe o listă Atunci ar fi și de datoria noastră și ar fi moral și ar fi frumos să ne asumăm cu toții și să ieșim măcar la urme La urne, duminică pe 27 septembrie Mulțumesc pentru prezență. Din păcate, Vă mulțumesc și eu. discuția s-a terminat foarte rapid. Vă dorim mult succes, dumneavoastră și colegilor, pe 27 septembrie, în cazul în care veți ajunge în administrația locală. Vom încerca să mai purtăm discuții cu dumneavoastră, să vă mai tragem din când în când de mânecă, să vă rugăm. ne țineți la curent atât pe noi cât și pe cei care ne urmăresc, să ne spuneți cum stau lucrurile și să vedem cum, reuși, cum reușiți să puneți în practică lucrurile pe care le-am discutat în această campanie. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc, mulțumesc și noastră că ați fost alături de noi, rămâneți aici, continuăm discuțiile cu alți candidați.